Sărbătoarea intrării în Biserica a Maicii Domnului este o zi în care ne amintim și de Părintele Constantin Galeriu, unul dintre cei mai mari duhovnici ai României. La împlinirea a 105 ani de la nașterea sa, cunoscutul predicator a fost comemorat în comunitatea pe care a slujit-o aproape 3 decenii. Biserica Sfântul Silvestru a reunit aseară ucenicii ai Părintelui, dar și credincioși care și-au dorit să îl regăsească în mărturii pe cel care a fost mărturisitor al dreptei credințe în perioada comunistă. Evenimentul a fost organizat de Grupul Conștiințe în slujirea cu iubirea adevărului, fondat de Părintele Constantin Galeriu în ultimii ani ai vieții. Deși avea foarte multe restricții în perioada comunistă, Biserica Sfântul Silvestru era mereu plină. Oamenii căutau prezența și cuvântul duhovnicului, care avea darul de a prezenta învățăturile teologice complexe pe înțelesul tuturor. Este un eveniment care marchează împlinirea 105 ani de la nașterea Părintelui Galeriu. Părintele s-a născut pe 21 noiembrie 1918, la câteva zile înainte de Unirea cea Mare. Și în acest an am comemorat 20 de ani de la trecerea la Domnul a Părintelui Galeriu pe 10 august. În această seară l-am comemorat pe Părintele Galeriu oarecum în familie. A fost organizată comemorarea de un grup pe care chiar Părintele l-a format în timpul vieții, Conștiințe în slujirea cu iubirea adevărului. A fost o atmosferă foarte frumoasă, cu mulți oameni care l-au cunoscut și l-au iubit și cu mulți oameni care vor să-l cunoască pe Părintele Galeriu. Eu l-am cunoscut în 1987-88, eram încă student și am ajuns la el așa cum ajungeau foarte mulți oameni din București în special, care aveau o căutare. I-am devenit ucenic, i-am fost discipol, i-am fost secretar, i-am fost student mai târziu la teologie, am făcut asta a treia facultate și Părintele pentru toți avea un cuvânt de iubire, un cuvânt de povață, îi spovedea, îi învăța, îi sfătuia cu înțelepciunea și cu harul pe care îl avea și cred că asta pentru toți cei care l-au cunoscut, Părintele a fost un părinte al iubirii, un teolog al iubirii, un profesor de teologie la Facultatea de Teologie din București, care punea accent pe iubire, spunea: omul este chipul lui Dumnezeu, iar chipul lui Dumnezeu profund în om este iubire. Părintele răspundea dragoste în rândul tuturor celor pe care îi întâlnea. Evenimentul pe care l-am organizat la Seminarul Teologic din Buzău în 1991 cu Părintele Profesor Constantin Galeriu și poetul Ioan Alexandru, primul simpozion organizat în cinstea Părintelui Dumitru Stăniloae, Părintele Stăniloae trăia și ne-a adresat și nouă elevilor și profesorilor de la Seminarul Teologic din Buzău o scrisoare, iar cei care au vorbit au fost Părintele Profesor Constantin Galeriu și poetul Ioan Alexandru. Și mi-amintesc că chiar cu asta a început, că în teologia ortodoxă românească se va vorbi de teologia de până la Stăniloae și teologia de după Stăniloae. A fost o evocare deosebită și de aceea particip în această seară pentru a da citire câteva fragmente din această evocare pe care Părintele Constantin Galeriu a făcut-o referindu-se la personalitatea Părintelui Stăniloae. Părintele Constantin Galeriu a trecut la Domnul în data de 10 august 2003. Mormântul său se află în curtea Bisericii Sfântul Silvestru.